După ce săptămâna trecută au bifat o victorie pe teren propriu în compania formației Independența 2 Baia Mare, jucătoarele de la Athletic Club Onyx Râmnicu Sărat au jucat în ultima etapă din turul campionatului în deplasare. Ieri, în runda a 7-a a Ligii a 2-a, râmnicengele au întâlnit formația Venus Maramureș, aflată pe ultima poziție în clasament. Jucătoarele de la Athletic Club Onyx au făcut un joc bun și au înscris numai puțin de 4 goluri prin Mihaela Simion, care a avut 3 reușite, și Alina Codreanu. Scorul final al partidei a fost 4-1, iar Athletic Club Onyx, echipa înființată chiar anul acesta, a încheiat turul de campionat pe locul întâi. Duminica viitoare, fetele vor juca acasă pe terenul din cadrul complexului sportiv Bella Italia în turul al doilea al Cupei României contra echipei de Liga I Măgura Bacău.